Răsar partidele ca ciupeciule în timp ce în spațiul public se discută intens despre declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Fostul primar interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, anunță că vrea să se lanseze în politică, iar pentru asta își creează un partid. În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi, Codreanu a comunicat despre constituirea grupului privind lansarea unei inițiative politice noi în Republica Moldova. Potrivit lui Codreanu, este vorba despre o inițiativă care are drept scop reconstruirea țării. Din echipa sa va face parte și medicul pediatru Mihai Stratulat, care în februarie 2019 a candidat din partea democraților pe o circumscripție din capitală pentru a ajunge în legislativ. Noi am zis că ajunge și trebuie să facem un pas. Într-o societate democratică, într-o societate participativă, unul din instrumente de a te face auzit este o mișcare politică. Noi venim ca un partid de alternativă, ca o mișcare care să ofere tuturor oamenilor o platformă de a fi auziți, de a se afirma. Codreanu a precizat că partidul său nu va fi unul clasic, ci unul pragmatic, care se va axa pe obiectivele și problemele foarte clare ale cetățeanului. Astăzi suntem în fața noastră o echipă de oameni tineri care au în spate o experiență în diverse domenii. Și noi oferim o platformă pentru toți cei care vor să se alăture, să vină să facă parte dintr-o mișcare și o inițiativă axată pe puterea omului. Din echipa sa face parte și medicul pediatru Mihai Stratulat, cel care a încercat să ajungă în legislativ și în iarna anului 2019, atunci când a candidat într-o circumscripție din capitală din partea democraților. Eu am doi băieți care vreau ca ei să aibă un viitor mai frumos decât l-am eu la moment. Eu personal vin în acest partid, în această mișcare, pentru a pune umărul în schimbarea sistemului medical. Ruslan Codreanu a menționat că urmează să fie constituit grupul de inițiativă și colectarea semnăturilor. Pentru a fi înregistrat, este nevoie ca acestui grup să îi se alăture 1000 de persoane, a precizat acesta. Deocamdată, inițiativa politică nu are denumire și siglă. Chiar și așa, în ultima perioadă, Codreanu se manifestă activ pe rețelele sociale, publicând fotografii din vizite efectuate prin localitățile din țară sau publicând comentarii critice în adresa guvernării. Ruslan Codreanu a deținut funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău în perioada aprilie 2018-iulie 2019. Acesta a fost eliberat din această funcție cu voturile a 36 consilieri municipali. În 2015, Codreanu a ajuns în Consiliul Municipal din Chișinău, iar în 2017 a fost numit viceprimar pe domeniul social. Anterior, Codreanu a fost membru al Partidului Popular European din Moldova, condus de Iurie Leancă. Potrivit Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt 65 de partide politice.